Ziarul de gardă a publicat mult slăvitul și așteptatul articol împotriva lui Vlad Bilețchi. Haideți să vedem împreună despre ce este vorba și să analizăm. În primul rând am ajuns pe prima pagină a ziarului de gardă, iată aici, Probabil că atât sunt de important, chiar dacă nu am partid, chiar dacă nu ocup funcție publică, chiar dacă nu am în spatele meu absolut nicio importanță legală sau juridică, aceștia au considerat totuși că sunt foarte deranjant pentru ei, așa cum m-au pus pe prima pagină și sper că se vede aici. Uitați-vă ce spune. Teze ale propagandei ruse și falsuri în discursul unionistului declarat Vlad Bilețchi. Mai nou, ziarul de gardă. Probabil că este o instituție abilitată, din punctul lor de vedere, să stabilească cine este unionist veritabil și cine nu este unionist veritabil, cine este unionist real și cine este unionist declarat. Ei sunt titularii adevărului absolut și ei știu cine spune falsuri și cine spune adevărul. Ei sunt adevărul în ultimă instanță, ei sunt proprietarii și posesorii adevărului, iar ceilalți care spun altceva sunt mincinoși. Cam așa se construiește și sistemul totalitar. Teze ale propagandei ruse. Ei probabil că sunt instituții abilitate cu drept moral și legal să stabilească care sunt tezele propagandei ruse, și care nu sunt tezele propagandei ruse. Ori ei sunt o instituție oficială. După care, dacă ne uităm atent, tot ziarul este cu alb și negru. Toate filele sunt alb-negre. Sper că se vede în cadru. Cu o singură excepție, chiar pe mijloc, două pagini mari, dragi prieteni, două pagini mari dedicate lui Vlad Bilețchi, în care povestim și încercăm să convingem mogovenii despre faptul că Vlad Bilețchi este agentul rușilor, că este un fals unionist, că este rău, că el critică pasul, că el critică pe Maia Sandu, el își permite să critique icoana vieții noastre și așa mai departe. Ce vreau să spun în legătură cu acest fapt? În primul rând, dragi moldoveni, vă dați seama că acest lucru costă. Nu se cheltuie atâtea resurse și bani aici. Au urmărit probabil vreo 20 de emisiuni ale mele. Cineva s-a ocupat foarte intens ca să decupeze din context secvențe din emisiunile la care am participat. În primul rând, PAS și-a pus în plan să mă interzică la toate televiziunile posibile, știind prea bine că eu sunt un om corect și dau curs tuturor invitațiilor, astfel încât am participat la toate televiziunile în afară de cele controlate de pas, și anume Jurnal TV, TV8, Pro TV, TVR, Moldova 1 și așa mai departe. Deci ei intenționat nu te invită ca ulterior să spună, ei vedeți, el merge doar acolo. Păi mergem acolo unde suntem invitați. Ei nu ne invită, ei institui cenzura, ei institui propaganda ca ulterior să poată folosi această cenzură împotriva ta. odată. Doi. Ei sperau foarte mult că Vlad Bilețchi va dispărea din spațiul public. Îl scoatem de pe televizor, lumea o să-l uite, nimeni o să mai știe și noi o să ne vedem bine mersi mai departe de treabă. Doar că n-a fost să fie, Vlad Bilețchi este în continuare activ în spațiul online, Vlad Bilețchi acționează legal, juridic și în afară acestei mizerii, ei nu pot întreprinde absolut nimic, există procuratură, există CNA, există ANI, dacă au vreo întrebare au tot dreptul să se adreseze acolo, dar nu o vor face pentru că pentru denunț fals, adică dacă vii cu informații false și ceri ca cineva să fie tras la răspundere, există răspundere penală, răspundere penală pentru denunț fals. De asta ei o să vină doar cu asemenea declarații, nu vor face ca mine, nu vor întreprinde acțiuni legale, concrete. Eu semnez documente legale pe care le trimit statului și îl învinuiesc oficial legal în acest sens. Dacă procuratura face sau nu face, deja nu mă privește pe mine, este datoria procurorilor să acționeze. 3. Suntem în săptămâna patimilor. Suntem în vinerea mare. Și deși reportajul era gata încă de săptămâna trecută, ei intenționat l-au plasat acum. Asta așa ca să ne dăm seama despre care sunt lucrurile sfinte, la care țin ei, sau mai bine spus, la care ei în general nu țin și nici măcar nu le pasă. Astăzi trebuie să fim mai buni, mai iertători, trebuie să mai lăsăm de la noi. Nu, 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 trebuia să fie făcut azi. Și ca să fie foarte clar de unde vine atvetca, da? de unde vine acest răspuns, au făcut-o exact astăzi când sărbătorim Ziua presei Independente. Probabil v-ați convins odată în plus cât de independentă este această presă, care a realizat un articol imens la comandă, cu hârtie frumoasă, coloră, toți ceilalți al negru. Maia Sandu e alb-negru în ziar, dar Vlad Bilețchi trebuie să fie color. Pentru că noi pe Maia Sandu o să o lustruim în alegeri. Da, iată, Vlad Bilețchi trebuie să fie criticat așa ca să intri bine în capul moldovenilor, că ăsta e rău și e talpa iadului și agentul rușilor și așa mai departe. Încurajez să depun o sesizare la SIS și la Procuratură în acest sens dacă au probe. Dar nu au probe pentru că acest lucru este fals. Mergând mai departe, dragi prieteni, eu în ultima perioadă de timp probabil că m-am făcut remarcat în fața dumneavoastră, în fața domnilor voastre, cu faptul că am deconspirat schema privind aeroportul internațional Chișinău și licitația celor spații comerciale. Lucru care foarte mult a supărat pe Andrei Spânu. Este evident faptul că de acolo vine această, acest răspuns, în rus îi spune atvetka omul este foarte supărat că nu a reușit schema, m-am spus că banii au fost luați pentru ca licitația să fie aranjată, nu s-a reușit, cei de la aeroport n-au vrut să devină complici, n-au vrut să poartă răspundere penală, așa că au hotărât să mă pedepsească astfel încât să-mi cunosc eu locul. Doar că efectul va fi exact invers. Ei au ajuns să fie nevoiți să-mi dedice două pagini de ziar, color și pe prima pagină, deși nu sunt de partid, nu ocup nicio funcție publică și în mod normal nici măcar nu ar trebui să se uite în direcția mea. Rostul presiei este să monitorizeze guvernarea, funcționarii publici, persoanele care sunt ministri, deputați și așa mai departe. Ori acest lucru înseamnă că eu exist, că eu contez și că eu deranjez. Exact asta voi face în continuare. Îmi rezerv toate drepturile legale de a acționa în continuare. O să-mi exercit drepturile și libertățile fundamentale, indiferent de toate insinuările și atacurile care sunt făcute la adresa mea. Pe dumneavoastră eu vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc pentru că susțineți cei ce fac, pentru că distribuiți cei ce fac, pentru că dacă nu ar fi așa, dacă dumneavoastră n-ați privi, n-ați aprecia și n-ați distribui cei ce fac eu, ei nu ar fi făcut aceste articole. Noi cu dumneavoastră contem. Chiar dacă ei închid televiziuni, chiar dacă ei ne închid gura, chiar dacă ei ne murdăresc și nizoiesc ca să ne astupe, noi oricum existăm și spunem lucrurilor pe nume. Spunem lucruri incomode despre gaz, despre drumul bumbăta, despre licitația de aeroport, despre schemele care se fac în justiție și multe, multe alte nebunii care se întâmplă la ora actuală din partea arcului guvernamental. Noi vom continua. Eu vă doresc dumneavoastră și familiilor dumneavoastră pace, dragoste, lumină, cu ocazia Sfintelor sărbători pascale, chiar dacă stare bravo în ghilimele acei de la ziua de gardă și lor le doresc, pentru că sunt un bun creștin și lupta politică este lupta politică, dar noi suntem până la urmă oameni și le doresc, sau în primul rând suntem oameni, le doresc și lor un Paște fericit, dragoste, pace, lumină și după Paște, Revenim din nou la lupta noastră politică pentru dreptate, pentru ca lucrurile să fie spuse pe nume și pentru ca să nu existe decupări din context și manipulare. Mulțumesc și ca de obicei contez pe like-ul dumneavoastră, pe comentariile dumneavoastră și pe distribuirile dumneavoastră. Mulțumesc frumos pentru atenție!